Făgărășenii se plâng de lipsa grădinițelor. Cu toate acestea, în cartierul combinat, părinții nu s-au prea înghesuit cu cereri pentru înscrierea celor mici. Aici sunt 3 grupe cu orar normal și o grupă combinată cu orar săptămânal. Astfel, din cele 75 de locuri disponibile pentru preșcolarii care vor să stea la grădinițe de la 8 la 12, s-au ocupat până acum doar 48. Și pentru cei care vor să rămână de luni până vineri în grădiniță, mai sunt 8 locuri. Situația nu este singulară, la fel s-a întâmplat și anul trecut, când părinții din cartierul combinat au venit să-și înscrie copiii la grădiniță abia în luna septembrie. În așteptarea cererilor, programul de înscriere s-a prelungit până la 1 septembrie.